Înfrângere după înfrângere a giurgiuvencelor în returul campionatului național de handbal feminin, Divizia A. Fetele noastre au evoluat sâmbătă în fața numeroșilor spectatori giurgiuveni în etapa 15-a campionatului, a patra din retur. Din păcate a fost un meci nefast pentru jucătoarele noastre, în care echipa a evoluat slab, fetele nu s-au regăsit pe teren și au fost învinse la scor mare, 14-39, la pauză 6-23, după ce în primele 10 minute au început dezastruos, primind 8 goluri fără să marcheze niciunul. Astăzi am jucat cu o echipă solidă, este echipa după locul 2, este și câștigătoarea campionatului național la junioare 1, 2 ani consecutiv. Majoritatea componentelor sunt încă junioare 1. Au 4 fete senioare cu ștate vechi care le coordonează pe cele tinere, se vede chestia asta în teren. Sunt pregătite, fac antrenamentele împreună. Diferența între noi și ele s-a făcut pe fondul unei lipse de coeziune a echipei noastre. Giurgiuvencele au strălucit doar prin Cristina Mircescu, care a preluat titlul de cea mai bună jucătoare după plecarea în Liga Națională, Alexandrei Georgescu. Cristina a marcat de 8 ori în acest meci, pe lângă ea mai evidențiindu-se și portarul Ana Ivan. De cealaltă parte, echipa școlii 181 din capitală a evoluat ca la antrenament și poate doar faptul că antrenorul echipei este giurgiuvean a făcut ca scorul să nu ia proporții mai mari. Bucureștencele sunt pe locul 2 în clasament, dar Liga Națională pare o țintă greu de abordat chiar și pentru ele. Noi suntem o echipă de junioare care avem ca obiectiv titlul la junioare 1 și la junioare 2. Ați văzut, cred, sau dacă vă uitați în foi, avem și junioare de 98 care a jucat astăzi și a dat gol, de 96, de 95. Avem și vreo 3 senioare pentru că așa ne obligă regulamentul. Noi încercăm. Dacă se poate, se poate. Dacă nu, nu se poate. Dar la Slobozia este foarte greu. O echipă competitivă, cu foarte multe fete care au evoluat în Liga Națională și este greu de pătruns. Următorul meci al echipei noastre va avea loc sâmbăta următoare, în deplasare cu Olimpic Clopeni. Echipa cu care s-a întâlnit în tur și după o partidă extrem de disputată a făcut rezultat egal 20-20.